Carosabilul umed este periculos, mai ales pentru șoferii vehiculelor de mare tonaj. De asta s-a convins și un conducător de autocamion care s-a inversat într-o curbă periculoasă. Totul a avut loc în data de 1 iunie, în jurul orei 11, pe traseu, în apropiere de satul Grigorievca din Raigonul Căușeni. În imaginile de la fața locului se poate observa tirul inversat în șanțul de scurgere a apelor pluviale de la marginea drumului. La fața locului au intervenit polițiștii, dar și pompierii. Din declarațiile ofițerului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, accidentul s-ar fi produs din cauza că șoferul autocamionului, în vârstă de 56 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile meteo. Din fericire, acesta a scăpat fără nicio zgârietură, a tras doar o sperietură pe cinste. Poliția din Căușeni a înregistrat cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele. În acest context, oamenii legii îndeamnă șoferii să fie prudenți atunci când se angajează în circulație, să adapteze întotdeauna viteza la condițiile de drum și să respecte cu strictețe cerințele agenților de patrulare, a semnalelor și a indicatoarelor rutiere.